Salutare! Astăzi sunt patriot, uitați, steagul României. Astăzi facem un fel de 2 în 1. Pentru că ambele subiecte sunt relativ scurte, așa că am spus că de ce nu? Am ales intenționat să nu discut despre restul produselor de la Apple, căci eu consider că acest iPad este cel mai interesant dintre toate. Și haideți să vă spun de ce. Da, pe hârtie are doar un procesor mai bun. Dar ce înseamnă acest procesor mai bun în realitate? E foarte simplu până la urmă. Acest procesor se află și pe iMac-uri și pe MacBook-uri, ceea ce este mare lucru, spun eu. Practic, dacă vrei cel mai bun echilibru între portabilitate și performanță, clar, du-te pe acest iPad. Ba chiar prețul de doar 1100 de euro mi se pare mic pentru ce oferă, deoarece pe varianta de 12,9 inch, ecranul este de tip mini LED, o tehnologie foarte nouă de altfel. Bine că pentru o amărâtă de tastatură și un amărâțel de mouse acolo mai scoți încă câteva sute de euro, asta e altă poveste. Gândiți-vă doar așa, tot ce faceți acum pe iMac sau pe MacBook puteți face inclusiv pe această tabletă. Bine, și până acum se putea face, însă odată cu acest nou procesor eu cred că o să primești acces inclusiv la aplicațiile de desktop pentru acest iPad. Bine, acum realist vorbind, clar că pe un MacBook Pro sau pe un iMac care are răcire activă, procesorul o să fie cumva mai eficient acolo, dar și performanțele pot fi ținute la maxim pentru un timp mai îndelungat. Dar, pentru cineva ca mine și ca mulți alții care fac YouTube cu puține efecte speciale, maxim o tranziție și un efect acolo la voce sau nu știu, ceva de genul, cu siguranță acest iPad va fi de ajuns. Evident, un laptop pe Windows între 5.000 și 6.000 de lei cu siguranță va scoate o performanță per total mai bună, mai ales dacă vreți să și joci ceva. Dar produsele Apple niciodată nu au fost gândite pentru gaming. Trecând la review-ul acestei boxe, nu ar fi mult de spus, că până la urmă e o boxă portabilă, nu? Practic este o copie a unui JBL Charge 3, care m-a costat undeva la 30 de lei plus transport și este și rezistentă la apă la banii ăștia. Ați auzit bine, 30 de lei plus transport, copie după JBL Charge 3, rezistentă la apă. Băi, nu prea am folosit-o, sincer, că mi s-a părut că nu se aude bine, dar filmez a doua oară acum, pentru că, pă, nu știu, dintr-o dată parcă îmi place ce se aude. Evident, pentru banii plătiți nu e excelentă, dar se aude satisfăcător pentru 30 de lei, a zice. Vreau să menționez totuși că predominant sunetul se aude de aici, dar, doar acum am observat, nu sunt chiar inutile acestea. Vibrează și ele și amplifică cumva basul, dar nu se aude niciun sunet pe aici și pe aici. Dar contribuie totuși și ele, asta vreau să zic. Și chiar sunt curios dacă o să funcționeze în apă. Odată începem cu o melodie cu bas, melodia de la începutul clipurilor mele. Acum să vedem cum se aude Poco X3 Pro pe aceeași melodie. Trecem din nou la boxă. Și acum să vedem cum se aude la telefon. Acum să mergem să o băgăm în apă și după aia atragem concluziile. Sincer, mi-e cumva frică de ce urmează să se întâmple, așa că nu o să o las extraordinar de mult, dar încercăm și nu o dau chiar la maxim. Așa. Surprinzător, încă funcționează. Și e gata, cică boxă rezistentă la apă,
încă pare că funcționează, dar nu știu, s-a deconectat. Vedem dacă se conectează iară. Nu se mai conectează. Bun, și acum revenind, concluziile, nu vă luați boxa și iPad rules! Vă recomand și acest clip dacă vreți niște căști ieftine și foarte bune la gaming, dar și foarte bune de ascultat muzică pentru banii plătiți. Deci, ne vedem acolo!